Vrei ca anul 2020 să fie un an bun? Înțelege că inima îți bate ca un dar din partea lui Dumnezeu care îți spune: nu e prea târziu, se poate încă. Fiecare bătaie a inimii îți spune: mai fă un pas. Vrei ca anul 2020 să fie un an bun? Amintește-ți că lângă oameni ai învățat că fiecare are problemele lui. Vino lângă Dumnezeu ca să afli că doar El are soluțiile. Oamenii sunt nisipuri mișcătoare. Dumnezeu e stânca. Vrei ca anul 2020 să fie un an bun? Nu uita că de cele mai multe ori greutățile, încercările sunt doar o virgulă în viața ta. Nu te grăbi. Așteaptă ca Dumnezeu să pună punct. El nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Vrei ca 2020 să fie un an bun? Învață de la fiecare greșeală ca să nu faci din curgerea timpului risipă, ci să dai conținut anului care a trecut. Maturitatea înseamnă să știi ce să faci cu fiecare eșec din viața ta. Vrei ca anul 2020 să fie un an bun? Ai vărsat lacrimi și ai mișcat inima de Tată al lui Dumnezeu care ți-a dăruit binecuvântări. Însă binecuvântările se păstrează doar prin înțelepciune. Folosește lacrimile ca să devii mai înțelept. Vrei ca anul 2020 să fie un an bun? Știu că vrei iubire, toți vrem, dar nu toți înțelegem că dragostea este reciprocitate și investiție. Să iei fără să dai, e iubire, dar de sine. Dacă ai învățat dragostea de la Dumnezeu, atunci vei dărui așa cum ți s-a dăruit. Vrei ca anul 2020 să fie un an bun? Pricepe că dacă stai cu un picior într-un vis și cu celălalt în alt vis, niciodată nu vei ajunge unde trebuie. Fără determinare și angajament, vei pluti între dorințe care se transformă în iluzii. Pune piciorul în Iordan cu hotărâre și vei vedea cum se retrag apele. Te plângi deseori de cei din jur, de neîmpliniri, dar nu te aud plângând de timpul risipit, de plăcerile care ți-au tocat voința. În loc să consumi energia victimizându-te, mai bine folosești energia ca să construiești ceva cât de mic. Dumnezeu dă ploaie și crește doar sămânța care este plantată în pământ. Ai sentimentul că te sufoci în propria-ți viață și nu știi de ce. Întreabă-te dacă nu cumva ai o perspectivă periferică asupra vieții. Mereu îți scapă esențialul, mereu ești împins spre lucruri neesențiale pentru că nu poți să te aduni. Dacă îți vei adânci privirea în legea desăvârșită a lui Dumnezeu și vei întipări cuvintele sale prin rugăciune, vei dobândi o perspectivă panoramică asupra vieții. Vei dobândi știința înțeleptului, adică vei avea o viziune, un plan și o strategie. Și vei respira cu nesaț aerul împlinirii. Vrei ca anul 2020 să fie un an bun? Nu vorbi doar, pentru că prin vorbe nu cucerești nimic. Adună faptele și construiește-ți o viață în care regretele să nu aibă loc. Disciplinează-ți viața. Mănâncă echilibrat, dorm la timp, citește constant, fă mișcare zilnic, cultivă prietenii sănătoase, meditează, ai milă de cei necășiți, fă bine celor în nevoie, adu un zâmbet și o încurajare celor triști, roagă-te pentru cei apăsați, instruiește-te, educă-te, completează pregătirea profesională, deprinde obiceiuri bune și nu renunța la ele. Dumnezeu va da binecuvântări vieții tale. Dar nu uita că cea mai mare binecuvântare este ca tu însuți să devii o binecuvântare. La mulți ani, prea iubiților, să aveți o călătorie plină de biruințe în 2020!